Mitică! Bă, Mitică, bă, nu te-am văzut un car de an, mă, ce mai faci? Cu mine vorbiți? Păi da, mă, da, te-ai schimbat, mă. Ai și ceva burtă, ți-ai lăsat și chelie. Îmi pare rău, stimate domn, dar pe mine nu mă cheamă Mitică. Hai, las-o încolo. Și numele ți l-ai schimbat, mă? Îmi pare rău, dar pe mine mă cheamă Marin. Marin? Nu Mitică, Marin. Mm-hmm. Păi mă iertați, v-am confundat cu un prieten. Nu face nimic, nu face nimic. Doriți conversație? Păi acum dacă ați venit. Mm-hmm. Stați mult de mult pe punte? De la 5 dimineața, admir răsăritul de soare cu binoclu. Domnul... Răsăritul e în partea alaltă. Da? Dar piscina e în partea asta. Mă admir și eu turistele, mai e ce forme, domne, te bagă în boală, nu altceva. Ai grijă, domne. De ai ce? Grijă ce vorbești. Păi te aude cineva aici, toată lumea înțelege românește. Da? Vrei să te vezi în cancan? Nu. Hai mai bine să vorbim cifrat. Dar cum adică? E, nu spunem dame. Spunem vapoare. Vapoare, bravo. Bravo, vapoare. Bravo. Apropo, e? Ce ziceți de fregata aia blondă? Care bre? Aia de acolo, olă, cum s-a mai lansat la apă, doamne! Vai, ce mișcă asta din pupă! Da. Doamne, ce aș mai naviga pe asta? Cred. Când o văd așa, îmi vine să strânca, să strica mateloții de învechime. Toate pânzele sus! Auziți? Ai grijă. Ce? Ai grijă că pentru aia îți trebuie catarg serios. Dom'le, vă că sunteți un mare cunoscător în ale vaselor. Am șalupa mea. În port, la Constanță. Să vă trăiască. Da, am găsit-o eșuată la capul Midia. Săraca mea. O ciocnise un împingător. Am remorcat-o până la debarcader și de atunci navighează sub pavilionul meu. Mi-am dat seama. După ce? După verighetă, bre. Da, păi da. Când am remorcat-o era zveltă ca o iolă. Și acum s-a făcut cât un portavion. Dumneata? Păi de mine. Am avut o goeletă, tot în por la Constanța. Da? Dar într-o zi când goeleta era plecată, da, am luat la bord o lotcă. Tocmai o întorsesem cu fundul în sus, o mai ciocănesc puțin. Da. Când a picat goeleta. Și m-a debarcat pe mal, asta e. Acum am auzit că este ancorat lângă un crucișetor, auzi? L-o fi luat pentru escortă, da. O ce zăboate, domnule, da. Domnule, în fond, dacă stai să te gândești, da, chiar dacă suntem proprietari de vase, da, da, cu asta ce ne împiedică să admirăm și alte nave, păi nu? Da, mi se pare corect, păi domnule, da, n-ar fi păcat. Păi da. Aolea. Ia uite. Ce? Ia uite acolo, ia uite fregata aia brunetă. Care fregata vrei? Bruneta aia, ia uite la ea. Ce zici de coverta aia roșcată? Are vele, pacorabane, mă. Da. Șalupe, lobutin. Fii atent, a cârmit încoace. Ce fac? Suge prova. Mamă, ce carena are, mi s-au aburit hublourile. Asta ar trebui să o punem cu chila în sus, mă. Așa? M-am săturat de chilele lui nevastă, mă. Aole. Ce? Aole, degeaba. A costat-o distrugătorul ăla. Ce-i viața asta, da, domnule? Da. Unii stau la timonă și alții freacă puntea. Atenție la babord, încolo. Unde? A apărut o flotilă de balerine. De ce? Baleniere. Așa. Doamne, ce splendoare!
Toate au velatura până în linia de plutire. Mi s-a dereglat busola. Da? Auzi, apropo, nătă, te mai simți în stare să faci 3 carturi pe noapte? De unde? Păi... Ca să nu mai vorbim că dacă o lași cu pânza umflată, așa, plătești pensie marinărească toată viața până rămâi în pupa goală. Uite, vezi? De-aia îmi plac mie alea mai ușoare, care plutesc pe linia de centură, mă. Da, 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 da. Dai banul, faci croaziera și saluti. Da. Și pe urmă faci penicilină. Plus mai trebuie vapoare... Bate în lemn. Bate toată în viața. Lemn. Auzi? Mai bine te urci pe o navă ancorată când e capitanul plecat în cursă. Așa, așa. Da. Atențiune, atențiune. Ce, ce, ce? Atențiune, la orizont un pachebot. Ai de acolo, uite la acolo, da, 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 da. Ia uite ce, Doamne, ce pachebotic are. Oh, și ce colaci de salvare, nene. Pline de silicon, pline de silicon. Ce strălucesc, Doamne. Băi, strălucesc, bă, strălucesc. Vai de mine. Da. Ce? Auzi? Na. Pe ce? Dumneata, te cheamă Marin? Marin. Sau Submarin? De ce? Și s-a ridicat periscopul. Mă uitam și eu la canoniera aia brunetă. Care? Uite de acolo. Aha. Ce-ar fi să ne jucăm cu ea de nava școală? Da, da. Cred că generații de marinari au navigat pe ea. Dumneata, știi ce diferență este între asta și vasul Titanic? Ce? Pe Titanic se știe precis câți s-au urcat. Aoleu! Ia uite! Aruncă ancora o navă de mare tonaj. Am văzut-o. Doamne, ce deplasament are, domne. Ce zici, care? Deplasament, pe asta trebuie să intre în șantierul naval, domne, la reparație, domne. Trebuia demolată de mult. Domne. Absolut. Dar cine-o fi bou care se urcă pe așa ceva? Nu știu. Eu? E nevastă mea, mă. Da? Fii atent ce mică se vede. Dacă te uiți pe binoclu invers, e o gâzuliță mică, păpușică mică de fată, că se joacă, uite. Vai, ce mică e, da. Vina cu dragă, vina cu... Domnule, eu aș că am plecat. Dumneata, ce fai, mai rămâi? Stau puțin. De ce? Să-ți explic că vine o fată aia frumoasă, de toate pe ea. Nu cumva. Cine? Nu cumva au venit Delia Matache aia. Delia Matache? Nu spune. Eu zic să mai stăm. Stau și eu atunci. Eu priveliște. Da, stai să ne uităm la ea, poate apare acolo.